Bună și bine v-am regăsit! Eu sunt Ștefana, iar astăzi vă invit să realizăm împreună o sirenă. O sirenă din forme pentru brioșe. Dar dacă ne dorim să realizăm această sirenă, avem nevoie de 4 lucruri. Vom avea nevoie de o imagine cu o sirenă, forme de brioșe. Eu am să folosesc aceste forme în degrade, mov deschis, mov închis, albastru, lipici și acuarele sau creioane colorate. Am pregătit lângă mine formele pentru brioșe și eu am să folosesc 7 forme. Am pregătit lângă mine și lipiciul, îl voi deschide, e pregătit și îl voi așeza aici. Pentru început voi lua o formă de brioșă și o voi îndoi. Așa, super! Voi pune lipici pe sirenă și voi lipi prima formă de brioșă. Și prima formă de brioșă. Voi deschide puțin forma de brioșă și voi pune lipici în interior. Așa. Acum, fiindcă din greșeală am îndoit 2 forme de brioșe, o voi folosi pe aceasta și o voi lipi peste prima. Voi deschide și cea de-a doua formă de brioșă și voi pune lipici în interior. Voi lua încă o formă de brioșă, o voi îndoi și o voi lipi în interior. Foarte bine! Deschidem a treia formă de brioșă, punem lipici și mai lipim încă una. O îndoim și o lipim în interior. Deschidem. Voi pune lipici în interior și îndoim încă o formă de brioșă. Punem lipici formele de brioșă. Eu am lipit până la urmă 8 forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum voi colora sirena.
gata! Așa mi-a ieșit! Sper că v-a plăcut această activitate și abia aștept să ne întâlnim la un nou clip video. Pa, pa!